Bună ziua, stimați prieteni, și bun venit la cea de 167 ediții de analize economice. Astăzi vreau să revenim la un subiect despre care noi discutăm destul de des, dar cred că merită discutat, și anume despre salarii, veniturile populației Republicii Moldova. Astăzi am revenit la acest capitol din simplu motiv că avem salariile pentru trimestrul 2 deja, avem raportul persoanelor milionare din Republica Moldova, nu milionare, că milionare avem cu mulți mai mulți, dar celor care au venituri mai mari de 1 milion de lei pe an. Voi vorbi pe scurt despre aceasta, poate voi dedica o analiză separată acestor persoane din Republica Moldova. Plus mai am doi indicatori noi pe care noi am folosit niciodată, vreau să introduc în circuitul nostru de discuții gândire economică. De ce am considerat că să revenim la acest subiect? Din simplu motiv că ce opțiuni avem și lucruri noi pe care nu le-am spus niciodată. Haideți să o luăm încetșor de la capătul care începe cu care este salariul în Republica Moldova. Biroul de statistică ne anunță că în trimestrul 2 în acest an salariul mediu lunar a ajuns la 14.069 de lei, ceea ce îl duce salariul mediu anual la 13.249 de lei. Anticiparea noastră era puțin mai mare și explic din ce cauză. Acum avem un ecou al inflației și mai târziu voi arăta foarte clar prin grafice. Deci noi am avut 2 ani de zile de creșterea prețurilor, salariile au crescut, însă creșterea reală a fost negativă, lucru care rar se întâmplă la noi. Din acest motiv, mediul de afaceri, oamenii, agenții economici sunt forțați, sunt presați să facă, să majoreze salariile, din simplu motiv că oamenii sunt extrem de nemulțumiți, deci avem o presiune post-inflaționistă, chiar dacă în prezent nu mai avem inflația, dar există o presiune de salarii, agenții economici sunt forțați de circumstanță să majoreze salarii, de aceea și am fost anticiparea mea, dar plus minus este acolo, până la urmă salariul mediu anual puțin l-am dat în scădere, dar oricum este o creștere semnificativă în acest an, atât nominal cât și real, ținând cont că rata inflației în acest an va fi una redusă. De aceea, ținând cont că, cum am spus, că anticipările mele au fost puțin mai optimiste, dar și aceasta nu este puțin, în acest an vom finaliza anul cel mai probabil cu un salariu mediu anual de 14.300, totuși eu am dat acum o prognoză mai rezervată, dar cred că totuși va fi peste 14.300, nu vom apropia de 14.500, cu salariul mediu net, că acesta este salariul brut, salariul mediu net de 12.050 de lei. Vreau aici să menționez că salariul mediu în Chișinău este cam cu 20% mai mare decât media națională, iar în restul Republicii cu 20% mai mic, de aceea foarte ușor puteți calcula că în Chișinău în acest an salariul va fi plus 3.000 de lei, va fi cam 17.500-18.000 de lei va fi salariul în municipiul Chișinău. Fiindcă am spus că am vorbit despre milionari, în acest an avem 6.400 de persoane cu venituri declarate peste 1 milion de lei, lucrul acesta îl vedeți oficial, observați că au crescut destul de rapid numărul acestor persoane, dar ceea ce nu am dat și n-am vorbit niciodată, atunci când poate vă uitați așa cu invidie la milionari, țineți cont că chiar dacă ei sunt doar 6.400 de persoane, ei achită cam 17%, anul trecut în general, în 22, a fost 20% din tot impozitul pe venit. Deci ei, fiind într-un număr atât de mic, în acest an ei achită în mediu de 60 de ori mai mult impozitul pe venit la stat decât achităm noi ceilalți cetățenii Republicii Moldova. De aceea, ce să zic eu, să avem cât mai multe persoane care au venituri mai mari de 1 milion de lei, apropo, veniturilor de bază nu sunt în salarii, dar sunt în alte surse de venit, încă o dată repet, poate că o dată vă reveni, astăzi doar am vrut să spun că ei fiind destul de puțini, 6.000 de persoane, noi astăzi avem 1.530.000, deci 1.500.000 de persoane care declară venituri, a crescut destul de puternic, iar 6.000, vedeți, 0,00 ceva procente, iar achită 20% din impozit. După cum am spus, da, la noi veniturile salariale nominal au crescut în acest an, avem o presiune inflaționistă, dar am vrut să vedem, dar real, cum s-au schimbat veniturile populației. Am luat anul 2020 ca bază, 100%, dacă observați, în 2021 am avut o scădere a venituri reale nesemnificativă, dar a fost. În 2022 am avut o scădere destul de mare de 10,7%. Ultima dată așa ceva am avut
tocmai în anul 2000, deci 22 de ani n-am avut, în anul 2023 noi doar am recuperat creșterea semnificativă din 2023, doar a recuperat căderea din 2021-22, iar în acest an veniturile populației, într-adevăr, vor fi comparativ cu 2020 cu 11% mai mari. Deci, după 2 ani de zile de scădere, un an de recuperare, în 2024, populația Republicii Moldova la capitolul venituri trebuie să simtă că o duc mai bine decât în 23, decât în 20, 21 și chiar mai bine decât în anul 2020. Deci, practic, am avut o creștere dar în acest an. Am vrut să văd cum s-a schimbat salariul cetățenilor noștri în ultimii, din 60 până acum, 85 de ani de zile, spate și pe dinamici mai lungi, dar până în 60 la noi număr de salariați era relativ micuț, deci datele sunt irelevante. Am luat creșterea reală a veniturilor populației, observați că în toate perioadele creșterea a fost pozitivă, cu excepția anului 80-84, unde practic n-am avut creștere reală de salarii, 85-89 chiar am avut o scădere destul de vizibilă, apoi a urmat cea mai neagră parte din istoria noastră, 90-94, prăbușirea veniturilor populației, în fiecare an veniturile scădeau cu 25% în mediu. După aceasta am avut o stagnare. De fapt, a fost o ușoară creștere și apoi scăderea din criza din 88-89, 98-99 și după aceasta, dacă observăm, în această perioadă 2020-2024, după 2 ani de criză, 1 an de recuperare, 1 an de creștere, mediul salariu a crescut cu 2,2%. Nu e mult, dar să zicem, e comparabil cu ce am avut în perioada 2010-2014, așa o perioadă post-creștere, da? Pentru referință, ca să vedeți dacă e mult 2-3-2 ani, în ultimii 50 de ani, veniturile reale ale populației sau bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova a crescut anual cu 1%. Deci, în fiecare an, cetățenii noștri, în mediu, în ultimii 50 de ani, au devenit cu 1% mai bogat decât în anul precedent. Ci drept am avut urcușuri și coborâșuri până la independență. Veniturile alea ale populației au crescut în mediu cu 0,5%. Acest cifră micuță se datorează în special anilor de la 80 până la 91, deci aici de fapt tot ce a crescut până la 80 a fost mâncat de perioada de la 80 la 91, iar din 91 până în prezent veniturile alea ale populației au crescut în mediu cu 2,3%, dar trebuie să ținem cont că ne-am pornit la o bază destul de joasă. Însă să nu uităm că primii ani independență totuși a fost marcat de o cădere profundă. Chiar și cu căderea profundă de 92-93, 94 deja stagnare, noi în perioada de independență veniturile reale ale populației Moldovei a crescut cu mult mai rapid decât în perioada de până la independență. Sper că cifrele acestea vor fi utile pentru cei care totuși mai duc nostalgia după trecut. Un indicator nou, că am promis indicator nou, deci populația noastră câștigă bani nici mult, nici puțin, mă interesează care este inclinația spre economia moldovenilor. Ce înseamnă inclinația spre economia moldovenilor? Noi avem câți bani cetățenii noștri câștigă timp de o an de zile, vorbesc de salariile oficiale, și mă interesează câți din acești bani pe care cetățenii noștri au câștigat, i-au dus la bancă. Când vorbim dus la bancă, avem în vedere economiile nete, deci i-a dus la bancă și n-au luat credite. Că dacă au luat credit, eu deja consider că banii, dacă am dus la bancă 5 miliarde de lei și am luat credit 3 miliarde de lei, considerăm că am dus la bancă doar 2 miliarde. Dacă observați, din 2000 până în 2014, inclinația spre economia moldovenilor era destul de ridicată. Observați ani când 15-16 fiecare a 6-lea lei pe care cetățeanul nostru l-a câștigat oficial a dus la bancă. Aici puteți să-mi spuneți că oamenii duc la bancă și pensionare, dar eu am luat doar salariile, dar eu totuși am considerat că cifra aceasta este destul de calitativă, că noi avem venituri în afară de salarii, dar totodată avem și economii în afară sistemului bancar. Deci e plus minus, am considerat că această cifră este bună, deci dacă observați, am avut o înclinație spre economie destul de mare. După criza bancară la noi a început
sistemul economic n-a prea fost finanțat, dar a fost finanțat în mod special populația și aici înclinația spre economie a scăzut destul de puternic. Uitați-vă, în 2018 chiar am avut economii negative, adică oamenii nu doar că au cheltuit toți banii care au câștigat, dar încă s-au împrumutat de la bancă și au cheltuit chiar mai mult decât au câștigat. Am avut înclinații negative, minus 4,4%, adică noi nu doar că n-am dus bani de la bancă, dar am luat de la bancă. 2021, apogeu, vă aduceți aminte, înainte de criză, când am avut, de fapt, iarăși o epidemie de consum, minus 4,5%, deci noi am luat de la bancă mai mult decât am câștigat, 4,5%, apoi înăsprirea politicii monetare a băncii naționale ne-a crescut înclinația spre economie până la 5,8%, iar în acest an, iarăși înclinația spre economie îi negativă, deci noi am luat la bancă mai mult decât am dus și vom cheltui mai mult decât am câștigat, că deja avem cu minus 1,1%, am luat la bancă 1% din ceea ce am câștigat. Dacă considerăm că noi anul acesta vom câștiga vreo 100 de miliarde de lei, atunci 1% este, noi vom lua mai mult credite decât am pus depozit, undeva 1 miliard de lei. Deci economiile nete la noi în acest an vor scădea cel puțin cu 1 miliard de lei. Dar, după cum am vedeți, eu n-am vopsit aici culori verzi sau roșii, roșu negativ și verde pozitiv, deoarece înclinația spre economie negativă poate fi și bună, poate fi și rău. Pe de o parte, rău cu oamenii nu economizează, pe de altă parte, consumul generează creștere economică și haideți să, până ce considerăm că această înclinație spre economie mai degrabă ne dă un optimism de creștere economică și omul cheltuie atunci când devine optimist în privința perspectivei de viitor. Atunci când omul este îngrijorat, la dâns crește economiile, atunci când omul crede că lucrurile merg bine, crește cheltuielile. Un alt indicator nou, care doar îl dezvolt, voi vorbi și mai departe, este costul forței de muncă. Știți, noi spuneam că la noi forța de muncă este foarte ieftină, foarte ieftină. Vreau ce să vă întristeți, forța din Republica Moldova este una dintre cele mai scumpe din Europa. Sună straniu, da? Deci nu după salariu, dar raportat la PIB. Raportat la cât producem noi, noi suntem foarte scumpi. Deci, în Republica Moldova, costul cu forță de muncă este cam 60% din PIB. Noi suntem în topul european, este Elveția pe locul întâi. Voi face cu altă ocazie un top. Este Elveția cu locul întâi, unde este cea mai scumpă forță de muncă. La noi, forța de muncă este cam de două ori mai scumpă decât în România. Vreau să explic foarte clar. În România, salariul este cu mult mai mare ca la noi. Dar dacă comparăm ce produc ei cu salariul cealaltă, spărnește că noi, la ceea ce producem, prindem cam de două ori mai mult decât în România. De aceea că vă spune cineva că la noi forța de muncă este ieftină, cum să vă zic eu, este foarte scump. Acest indicator de cost forță de muncă este toate costurile cu forța de muncă, inclusiv veniturile obținute neoficial. L-am luat de la Organizația Națiunilor Unite pentru Comitetul Economic pe Europa, deci ei publică aceste date, iar jos am publicat deja datele noastre, costul cu forța de muncă, costurile oficiale. Și aici vreau să dau ceva îmbucurător. La noi, în prezent, costul cu forța de muncă are o tendință clară de scădere, ceea ce este bine, încă o dată repet, nu din cauza că forța de muncă nu trebuie să fie apreciată, dar la noi este prea scump forța de muncă, ținând cont cu ceea ce produce el. Noi trebuie să creștem productivitatea și aceasta trebuie să ne genereze salariul. La noi, în prezența agenții economici, sufocă. Ei sunt într-o competiție foarte proastă internațională, deoarece el, pe o unitate de produs, plătește la noi cu mult mai mult decât colegul lui din România. Spre exemplu, în Republica Moldova, este aproape două ori mai mult. Dar acesta este primul factor pozitiv și a doilea ce e pozitiv este, dacă observați, la noi crește ponderea costurilor cu forța de muncă oficială. Dacă în 2015 la noi era 62%, dintre care 29% era oficial, restul era neoficial, acum noi deja suntem 38%, aproape 40%. La noi, practic, ce se întâmplă acum? Lent, în special asta s-a întâmplat după 2017, când noi am relaxat politica asigurării sociale, la noi
lent, economia din tenebru trece în alb. La noi, din ce în ce mai mult, forța de muncă pe care noi achităm este forța de muncă achitată oficial. Lucrul acesta l-am demonstrat și prin studiu care îl fac veniturile populației, unde arăt că în prezent veniturile populației cresc din contul veniturilor oficiale, practic veniturile neoficiale rămân pe loc și este partea bună, că la noi economia oficială, veniturile oficiale în prezent deja domină venitul neoficial începând cu 2017 undeva din perioada aceasta. Deci o concluzie neplăcută este că la noi forța de muncă este foarte scumpă. Tradițional, mai repet o dată, salariile extreme, deci 10% cei mai bine plătiți și 10% cei mai prost plătiți. În acest an 10% cei mai bine plătiți vor avea un salariu de 35.000 de lei 90, iar cel mai prost plătiți 5.200 aproximativ. Lucru îngrijorător, dividez diferența, este de 7 ori, de regulă este cam 7-8 ori la noi. Pentru cei care vor să ne comparăm cu alții, ținând cont de cursul valutar, îmi mențin prognoza că salariul în acest an va ajunge la 740 de euro lunar, iar în municipii Chișinău va fi circa 900 de euro lunar salariu, ceea ce este îmbucurător. Și ultimul grafic care al public, salariul din dreapta Nistrului și din stânga Nistrului, am mai spus-o și o repet odată, în acest an noi vom avea prima dată depășirea salariului din dreapta Nistrului, va fi de peste două ori mai mare decât în stânga Nistrului. Dacă ținem cont de populația rurală din stânga Nistrului și populația urbană din Chișinău, populația din stânga Nistrului din zona rurală are un salariu cam de 3 ori mai mic decât populația din decât un lucrător din municipiul Chișinău. Diferența de salariu dintre satele din stânga Nistrului și Chișinău este comparabil cu Republica Moldova și zona euro. Deci, practic, diferența dintre a merge în zona euro pentru un cetățean de Republica Moldova este similar cu unul din satele din stânga Nistrului ca să vină la Chișinău. Acestea fiind spuse, în concluzie, am avut un an de recuperare 2023, avem un an de creștere 2024, în ultimii 4 ani de zile salariul mediu a crescut cu 2%, veniturile reale ale populației sub formă de salariu a crescut cu 2,32%, ceea ce nu este nici mult, nici puțin, este așa o medie acceptabilă. În general, în perioada de independență, veniturile populației au crescut reale, au crescut cu mult mai rapid decât în perioada de până la independență și calculat în euro, veniturile noastre în prezent sunt de 3,5 ori mai mici decât în zona euro, comparativ cu acum 20 de ani, când veniturile erau de 35 ori mai mici. În 2000, veniturile unui cetățean din Moldova erau de 35 ori mai mici decât unul din zona euro, sunt doar de 3,5 ori. Altfel spus, la noi veniturile au crescut cu mult mai rapid. Trebuie să ne bucurăm, pe de o parte, pentru salariații noștri, dar pentru angajatorii noștri, este o presiune enormă și forța de muncă în Republica Moldova, raportat la ce producem noi, este una din cele mai scumpe în Europa. Despre aceasta voi reveni o altă dată. Până atunci, bucurați-vă de salariul care îl primiți și să așteptăm atunci când salariul mediu în Republica Moldova va fi echivalent cu media europeană. Iar eu vă spun la revedere până altă dată.